Un apartament plin cu lucruri vechi a fost cuprins de flăcări în această după-amiază pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucane al capitalei. Vecinii au observat că de la geamul apartamentului de la etajul 9 iese fum dens și au chemat pompierii. La fața locului au intervenit două autospeciale, un echipaj al poliției și ambulanța. Pompierii au reușit să stingă incendiul în mai puțin de o oră. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Potrivit primelor informații, au luat foc mai multe lucruri vechi pe care proprietarul le depozita în locuință. Nu este prima dată când apartamentul respectiv ia foc. Luna trecută, pompierii au mai stins un incendiu la aceeași adresă.